România oferă Republicii Moldova finanțare de 4,2 milioane de lei românești, echivalentul la circa 850.000 de euro. Decizia a fost aprobată vineri la ședința Cabinetului de Ministri de la București. Banii alocați pentru Chișinău reprezintă aproape 30% din bugetul total alocat planului aferent anului 2023. Deocamdată nu se cunoaște cum și în ce domenii urmează să se utilizeze banii. Planul anual de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară prevede activități în cadrul politic de cooperare internațional pentru dezvoltare și asistență conform guvernului român. Implementarea lui este realizată de către Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, subordonată diplomației de la București.